Breaking: Florin Cețu și-a dat demisia de la conducerea PNL. Aș fi vrut să-mi dau demisia în fața colegilor, curajul poate le-a lipsit, nu pot să comentez dacă sunt în situația lui Ludovic Orban de acum câteva luni. Florin Cețu a făcut declarații sâmbătă, după ședința BEX convocată de acesta, în care nu s-a făcut quorumul necesar. Acesta a spus că și-ar fi dorit să-și prezinte demisia în fața colegilor liberali, dar aceștia nu au participat la ședință, astfel că și-a înregistrat demisia la partid. Cețu a mai spus că ceea ce se întâmplă acum în PNL nu dă dovadă de stabilitatea de care România are nevoie. Cețu a spus că celor care nu au venit la ședință le-a lipsit curajul. La PNL au ajuns doar Florin Cețu, Dan Vâlceanu, deputatul Cristian Băcanu și Teodor Stolojan. La ședința convocată de Cețu sâmbătă nu a venit nici măcar Alina Gorghiu, considerată apropiată de actualul președinte al partidului căruia îi se cere demisia. Rolul ședinței era foarte simplu, de a avea o discuție față în față cu colegii pentru a da un suflu nou în PNL. Niciodată nu am fost confortabil cu compromisul cu PSD, din păcate am avut dreptate, e un efect de bumerang, inflația crește. Nu au vrut să participe la singura ședință convocată statutar. PNL nu respectă statutul. Suntem un partid la guvernare. Lângă România este război. Ceea ce facem în acest moment tocmai stabilitate nu arată. Aș fi vrut să-mi prezint demisia în fața colegilor. Am demisionat. Nu s-a pus problema, nu s-a discutat. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție, se face un congres. Cum iau decizii, eu vin și vă anunț. Această coaliție cu PSD pentru mine a fost greu de digerat. Tot ce am făcut, am luat decizii pentru binele României. Dacă eram ascultat, astăzi nu aveam aceste probleme. Sunt decizii care au efect de bumerang. Eu cred că da. Se pare că eu am rămas fidel principiilor liberale. Nu pot să fac acest comentariu. Colegii mei, aș fi vrut o discuție serioasă. Curajul poate le-a lipsit. Sursa foto: Ilona Andrei, G4 Media.